Legislativul local al orașului Târgu Frumos se întrunește în ședință ordinară miercuri 15 decembrie, începând cu ora 14. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte de hotărâre. Ședința va debuta odată cu alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni ale anului următor. Totodată, consilierii vor vota pe marginea aprobării noilor tarife la apa industrială. Discuțiile se vor concentra și în jurul aprobării structurii pe specialități a membrilor Comisiei Sociale, care vor fi responsabili pentru analizarea cererilor primite din partea locuitorilor orașului în vederea repartizării locuințelor ANL. Un alt proiect care a fost supus dezbaterii publice începând cu data de 23 a lunii trecute va fi de asemenea supus aprobării în cadrul ședinței de miercuri. Astfel urmează să fie stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2022. Tot pentru anul viitor, în finalul ședinței, urmează să fie aprobat bugetul estimativ care să fie alocat pentru organizarea manifestărilor ce vor avea loc pe data de 24 ianuarie, atunci când târgoveții vor sărbători Ziua Unirii Principatelor Române.